Unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava trebuie să asigure salubritatea în localități, cât și eliminarea deșeurilor depozitate pe terenurile aflate în proprietate publică. Aceasta în baza prevederilor legii numărul 201 din 2011 și ordonanței de urgență a guvernului numărul 1095 din 2005, o adresă în acest sens fiind înaintată de Ministerul Mediului și Pădurilor către instituția prefectului, document în care se precizează că notificați vor fi și toți proprietarii care depozitează neautorizat deșeuri pe terenurile private, de pe raza unităților administrativ-teritoriale. În contextul epidemiologic actual, prezența depozitelor ilegale de deșeuri reprezintă un factor de risc suplimentar în răspândirea coronavirusului COVID-19 se arată în adresa în cauză, în care se cere ca primăriile să fie înștiințate asupra obligației demarării în regim de urgență a salubrizării terenurilor proprietate publică, pe care se află depozitate deșeuri abandonate și să asigure eliminarea acestora. Termenul limită pentru conformare este 30 aprilie 2020, demersul sunt venind controalelor efectuate la nivel național de către comisarii gărzii de mediu, acțiuni cu prilejul cărora s-au constatat numeroase cazuri de deșeuri abandonate. Primăriile cu pricina au fost notificate în vederea luării tuturor măsurilor de curățare a terenurilor și de identificarea persoanelor responsabile de depozitarea ilegală.